Caz incredibil în Germania, după ce a depozitat în subsolul casei sale un tank, o armă antiaeriană și o torpilă din cel de-al doilea război mondial, un pensionar riscă acum închisoare cu suspendare sau o amendă de până la 500.000 de euro. Procurorii și avocații apărării negociază acum posibilele sancțiuni, inclusiv o pedeapsă cu suspendare și o amendă de până la 500.000 de euro. Inculpatul, în vârstă de 84 de ani, trebuie de asemenea să găsească noi locații de depozitare pentru obiecte. Potrivit avocatului său, un muzeu din Statele Unite este interesat de achiziționarea tancului Panther. Mulți istorici susțin că a fost cel mai eficient vehicul de acest tip, desfășurat de Germania în timpul celui de-al doilea război mondial. Avocatul a mai spus că mai mulți colecționari germani l-au abordat pe inculpat pentru alte obiecte, precum puști de asalt și pistoale. În instanță, avocații încearcă să stabilească dacă această colecție militară a bărbatului a încălcat legea germană privind controlul armelor de război, dat fiind faptul că actul reglementează fabricarea, vânzarea și transportul acestora. Apărarea susține că multe dintre arme nu mai sunt funcționale și că tancul a fost cumpărat ca fier vechi. Vor mai fi dezbateri pe acest subiect, pentru a se stabili pedapsa finală pentru pensionarul colecționar.